Suntem doi? Domnul Sandache aici de față, astăzi e pe post de regizor. Da. Domnul Aneste, domnul Mihai Marin și cu subsemnatul vom interpreta cu succes sceneta Bufetul Mimoza. Vine! Mulțumim! Aș vrea într-o seară să ne întâlnim, dar nu știu când e mai bine să ieșim. Lunea n-are niciun rost, mă fie rău că merge prost, miercuri știi și tu că e bine. Nu vă supărați, așteptați pe cineva? Da. Mulțumesc. Doamne. Ce s-a întâmplat? Păi ghinion, cum îți spun? Ia uite. Ai jucat la pronosport? Aș, la loto. Vino să vezi, vino faci. Am jucat 23 și ce crezi că ai ieșit? 59. Ghinion. Am dat 14 și a ieșit 66. Ai auzit de 14-66? Am auzit. Niciodată. Ăla-i 14-21. Da, fii atent. Am dat 83 și a ieșit nimic. Nimic. Da. Înțelegi? Mare chinion. Ce m-o pomeni? Nevastă mea, Sebastița. Unde o umblai acum? Păi da. Am căutat-o la Dunărea, noi. La bodegă la Vasile, nici. La cramă, la carul cu bere, nicăieri. Unde o umblai? Domnule, așa de mult, da? Aș, mă caută pe mine. Ce să facă? Vorba aia, când pisica nu e acasă, sabia nu-l taie. Hai că ești simpatic, asta cu pisica m-a plăcut. Mersi. Mai servești? Mulțumesc. Mai serveam. Cocoș! Bine! Mai adu-mi un suc. Dumneata, tot pe teren? Eu sunt în concediu. Ah, ce fericit. Te mai relaxezi, mai bei un șpriț. Dar eu pe teren. Eu concediu abia la toamnă. Nu mai eu pe teren. Ăilalți, dracu, i-am mai văzut. Și tot pe mine să mă taie la primă. Păi asta nu-i ghinion? Ghinion? Păi eu ce spun? Păi ghinion, da. Vorba aia, cine se scoală de dimineață? Așa vei dormi. Păi, hai că e simpatic. Mersi. Da, doamne. Dar cine mă pomeni? Dumneata? Ești însurat? Nu. Să-ți trăiască. Dar să știi că și eu am iubit. Da, nu pe cine? Sebastița. Aha, pe cine? O femeie. Frumoasă nu era. Dar simpatică, foarte simpatică. În fiecare zi îi dădeam cu un telefon. Până la urmă s-a măritat cu unul care îi vedea că din televizor. Păi și... Da, asta e vorba proverbului. Un mamă cu noroc. Ca să spun cine e. Hai că e simpatic. Ce zic? Auzi? Da, ăsta de când îl ai? Ce-i ăsta? A? Păi, nu de mult timp, l-am săptămâna trecută. A, ce vremuri. Tu să mai ale alte timpuri, domne. Ce vorbești? Căcăși! Vine! Da? Ce-a trecut, vă rog? Scarlatina, dar când era mic. Auzi, Cocoș? Da? Unde ești, mă? Aici. Unde umbli, mă? Iar te-ai ascuns. Aici, aici. Da. Ce vă dau? Pune mâna la gură când sugiți cu mine aici. Ce vă dau, vă rog? Suc. Tot suc. N-avem suc. Adu două atunci. Alcool nu servesc. Nu servesc alcool. Nu beau niciun pic. Îl știi pe Leonte cum nată mea? Nu. Un băiat de viață, l-au găsit mort. De beat. L-au dus la morgă, i-au făcut autocritica și ce crezi? Nimic, domne, nu i-a găsit nimic, nimic. Sănătos, tot. Asta se întâmplă. Cocoș! Da? Unde umbli, mă? Aici. Da. Aștept. Auzi? Fă-tu, Blada, te rog. Că nu vreau să mai întârzi. Ia de la... Dar ce faci, domnule, umbli cu bani murdari? Ăștia îți prinde cer neagră. Din cauza la socră, mă. Da, el a zis să nu mai ține banii la ciorap
Și le-a băgat în stilou și eu i-am băgat în cernel. Păi știu ce fac. Eu am făcut o afacere. Păi ce să faci? Dă-i încoace, dă-i încoace, că așa n-am consumat nimic. Și asta-i treaba. Auzi? Ne lași un pic, că avem de vorbit. Tu din atat ce mai faci? Mai stau. Mai rămâi? Mai stau. Bine, atunci să trăiești. Cu bine, sănătate. Cocoși! Imediat! Mă duc la doi cocoși. Auzi, să joci 83, să iasă 14. N-am pomenit așa ceva. Stai, domnule, că vin și eu. Urat, ghinion! Domnul, domnul, v-ați uitat biletul de la lotul. Biletul de la lotul. Vineri nu se poate, nu, că postesc și eu și tu. Numai sâmbătă putem să ne dăm randevu.